Bine v-a regăsit, dragi prieteni, vă spune Ioan Cristian Țăran și echipa TVR Târgu Mureș la o nouă ediție a emisiunii Cântec și Poveste. După cum bine v-am obișnuit în edițiile anterioare, de fiecare dată vă aduceam în față câte un interpret, rapsod sau chiar un ansamblu. De această dată vă poftim să urmăriți altfel de poveste. Așadar, în momentele următoare, vă ducem în lumea de basm. Dragi prieteni, cum vă spuneam la început, astăzi vă poposim în lumea basmului, pentru că invitata noastră de astăzi spune că a pornit la drum cu tinerețea. Este vorba despre Anca Chindea, artist, meșter popular și poet totodată, care astăzi ne va povesti despre acest minunat loc unde vă poftim și pe dumneavoastră. Bine ați venit în Căsuța Păpușilor din Bastionul Mic, care se află în cetatea medievală din Târgu Mureș. Spuneți într-o carte, am pornit la drum cu tinerețea pe cărările din al meu sat. Iată că în tinerețea dumneavoastră spuneați acolo la un moment dat că nu ați fi crezut că veți ajunge un meșter popular. Cum s-a întâmplat acest lucru, că ați devenit și poet și meșter popular și iată că ați dat viață la aceste păpuși minunate pe care, să spun cele de acasă, dumneavoastră le-ați îmbrăcat pe toate, da? Da.
Povestea mea este un pic mai specială, așa îmi place să le spun vizitatorilor care îmi trec pragul. De multe ori întreb, pot să vă spun o povestioară? Și de fiecare dată deși sunt dornici să asculte o povestioară. Și vreau să vă spun, pentru că eu mi-am desfășurat activitatea ani de zile într-un sistem bancar, n-am crezut că voi ajunge la un moment dat să mă îndelenicesc cu păpușelele sau cu cărțile pe care le scriu. Credeam că voi merge în continuare în acel serviciu, că mă voi desfășura în mod normal. Cert este că din cauza unei probleme medicale am fost nevoită să mă opresc cu munca sistemul bancar și să încep a face cu totul altceva, acel ceva care să ne bucure sufletul, nu numai mie, și celor care rezonează cu mine într-un fel sau altul, și să mă ajute să fie ca o terapie pentru mine, să mă ajute să mă regăsesc într-un fel. De unde vine și titlul primei cărți? Am pornit la drum cu tinereța de la vârsta de 40 și ceva de ani, când efectiv m-am întors înapoi în tinerețe, și am pornit la drum cu toată această poveste pe care o vedeți expusă aici. Cum sunt cei care vă trec pragul și văd asemenea minuni? Pentru că recunosc că am venit și eu într-o duminică în vizită și am rămas surprins plăcut când am văzut câte păpuși sunt și majoritatea sunt îmbrăcate în costum popular românesc. Cred că aveți câteva sute de păpuși aici și cred că fiecare păpușă are o poveste a ei și poate chiar un nume. Da. Bună întrebare. Cum sunt cei care îmi trec pragul? Sunt oameni speciali. Să știți că nu oricine îmi trece pragul. Sunt acei oameni îngăduiți de bunul Dumnezeu să descopere acest loc minunat și să pășească într-o altă lume, într-o lume de bază, o lume de poveste. Am o carte de impresii și la un moment dat am fost surprinsă să o răsfoiesc și să văd că aproape la fiecare pagină se pomenește de ceva, de o energie pozitivă, se pomenește de suflet, se pomenește de trăiri intense și cred că acei oameni care îmi trec pragul cu adevărat simt acea energie pozitivă care se lășluiește aici în acest bastion. Legat de păpușele. Deci eu am venit în bastion pentru 3 zile. Cert este că atât de tare m-a îmbrățișat acest loc, încât am cerut voie să-mi dea mână liberă, să-l aranjez așa după cum cred eu de cuvință. În momentul în care am pășit pentru prima dată aici, mi-am zis, aici trebuie un canapei, o masă, ca și cum ai fi gata să primești pe cineva, un pat cu perne, știți, precum în casa ei dinainte la bunici, cu icoane, cu chindeie, cu tot ce se poate amenaja în stil rustic, cu preșuri, cu peretare, în așa fel încât să însuflețesc spațiul ăsta, fie și doar pentru 3 zile, cât țineau zilele mureșene. Cert este că am sunat-o pe mama mea la Silivaș, mi-a promis că îmi va trimite o parte din lucruri fratele meu, Dumitru Furnea, tot din Silivașul de Câmpie, mi-a spus, uite, o să trimit pe cineva să-ți aducă ce ai nevoie. Și acele lucruri au însuflețit acest spațiu. Eu am venit cu păpușelele, cu tot ce se vede, iar povestea păpușilor, ca să trecem de la una la alta, povestea păpușilor este una care a început în urmă cu câtva timp, undeva de prin 2017. Atunci, prima păpușă pe care am îmbrăcat-o a fost păpușa cea verde de pe masă. Mi-a transmis așa o stare de bine, încât mi-am zis, asta trebuie să fac. Pe măsură ce o îmbrăcam, parcă îmi fura din problemele pe care le aveam și îmi muta mintea cu totul în altă lume. Și așa am considerat eu că trebuie să continui. Și așa, rând pe rând, le-am îmbrăcat în port popular. Povestea lor e absolut spectaculoasă la unele. Am ajuns să întâlnesc păpuși la ani distanță să se întâlnească câte 2 păpuși perechi.
sau 5 păpuși care vin din aceeași fabrică, care au călătorit prin diverse familii din prin 2017 și la un an jumate ajunge câte una aici în mod absolut, nici nu mă gândeam de unde să apară asemenea păpuși, le-am păstrat hăinuțele originale, le avem și pe ele expuse și o poveste e mai frumoasă ca cealaltă. Și e rău să-i țin de parte, ei, hai, ei, hai, da. Ai, hei, hai, hai, da. Da, zice tătuca. Ai, hei, hai, hai, da. Când întoarce brazda, mare pământul în pace, ei, hai, ei, hai, ei, hai, da. Să am în casă de toate, ei, hai, ei, hai, da. Ai, ei, hai, hai, da. Da, eu și băghița. Ai, ei, hai, hai, da. Căi modru, ei, hai, ei, hai, da. Păsările cântă-n codru, ei, hai, ei, hai, ei, hai, da. Eu vă cânt aici, căi modru, ei, hai, ei, hai, da, măi. Spuneți-mi, la păpuși, le luați măsurile, exact ca la un om normal, da? Le luați măsură, le croiți cămășile, poalele. Cum e acest procedeu de a îmbrăca aceste păpuși? Între mine și păpușă există ca o relație oarecum. În momentul în care ajunge păpușa în mâna mea, sau poate nu chiar, să zic, astăzi am văzut o păpușă, pe loc știu ce trebuie să-i fac, dar pe măsură ce mă uit de la ea, am dat seama ce îi se potrivește, pentru că nu orice păpușă o pot îmbrăca în port popular. Drept dovadă, cele care le-am păstrat, hăinuțele originale, hăinuțe de epocă, de gală, atunci e clar că nu am ales să le îmbrac în portul popular pentru că nu le-ar veni bine. Dar celelalte, mă uit la ele în funcție de culoarea ochișorilor, de culoarea părului, de fizionomie, încerc să le găsesc ținuta potrivită și efectiv trec la muncă fără să măsor, fără să... Dar, în schimb, am pretenția să iasă perfect. Să nu fie un decalaj nici de o jumătate de centimetru la model, la puncturi, la tot ce brodez, la tot ce cos, pentru că, nu știu, am eu pretenția la ciptă, la tot ce este să iasă perfect. Și atunci, chiar fără metru, iau păpușa, am norocul, păpușa tot timpul e lângă mine. Desfășor pânza, mă duc la mânuță, mă duc la gât, mă duc la poale, la cătrințe, la tot ce... Păpușa e nelipsită de pe masa mea de lucru și atunci îmi vin ideile pe moment. Deci nu pot să vă spun că e uneori atât de simplu pe cât iese păpușa de complicată, pe atât mie de simplu, pentru că mie eu o văd gata îmbrăcată, la început. Deci e... Cred că această simplitate de care povestiți dumneavoastră e din acea dragoste și maestrie care o aplicați la a confecționa aceste costume pentru asemenea păpușele.
Rămân tot la dumneavoastră și vreau să vă întreb de unde e pasiunea de a scrie cântec, text popular. Cred că dacă aș fi știut cânta, aș fi fost o doinitoare mare. Pentru că eu zic că prin doină, prin cânte te poți exprima, îți poți da drumul sufletului să vibreze într-un fel. Toate acele lucruri care nu le-am putut spune la un moment dat, am reușit să le scriu în cărți. Deci am fost momente în viața mea când efectiv le-am repetat în gând până le-am ținut în minte și când am ajuns să scriu prima carte, am căutat în așa fel să-mi aduc de aminte și să le dau drumul pe hârtie acelor poezii la care ani de zile am tot gândit oarecum. Eu zic că vine oarecum acei talanți cu care eu am fost înzestrată la naștere. Dumnezeu a avut un plan cu mine, într-un fel sau altul. Și faptul că eu nu mi-am mai putut continua activitatea în bancă nu a fost o întâmplare. Cert este că pe măsură ce mi-am descoperit cele două pasiuni, am mers mână în mână cu amândouă. Multă lume îmi zicea, nu se poți, să hotărăște-te sau te ții de scris sau cu păpușelele sau alte guri rele. Păpuși ne trebuie nouă? Dar ce poezii, poeți, de poeți avem nevoie? Cine mai câștigă din poezie? Cine câștigă jucându-se? Dar e o joacă serioasă, e o muncă. La fiecare poezie pe care am scris-o, pe lângă faptul că m-am concentrat într-un fel ca să iasă ce am scris, am pus o parte din sufletul meu în fiecare, câte o părțicică. La fiecare păpușă, vizitatorii îmi spun, zice, parcă păpușele astea sunt altfel. Da, sunt altfel, parcă eu am pus câte un pic de suflet în fiecare. Și în cărți, și în poezii, n-am făcut altceva decât să filtrez oarecum tot ceea ce am scris prin filtrul sufletului și să le așez în paginile cărții. Oare de aici a plecat ideea, și mă uit aici la o poezie, Portul Popular. O bucurie mă încearcă și este ca un mare dar când văd iar oamenii că poartă costumul nostru popular. Scoateți costumul la lumină, căci mâinile ce l-au muncit acolo în cer nu au odihnă când văd că este părăsit. Am ținut să continu. Deci o parte din poezii din prima carte le știu în mare parte. A plecat din copilărie. Dragul, dorul de portul popular l-am avut de când mă știu. Cert este că n-am avut parte atunci când am fost tânără, știu eu, mai corpulentă, să port un costum așa, să mă stâmpăr oarecum și să-mi stâmpăr dorul de costumul popular. Eu atât de mult am iubit și mă repet că am mai spus lucrul ăsta, portul popular și în general, după cum veți vedea în colecția mea care numără peste 30 de costume populare, am ales să îmbrac aproape din fiecare zonă folclorică și astăzi îmbrăc o frumoasă ținută din Ținutul Pădurenilor, o pădureancă, cum îmi place să-i spun, dintotdeauna am iubit portul popular, doar că nu am avut parte să-l port. Știți cum a fost ani de zile când nu s-au purtat costumele populare și apoi când am îndrăznit să-l port la nunț, am început prima dată să merg la nunț cu costumul popular, erau oarecum toți ochii pe mine. Și soțul meu zicea, vezi, toată lumea se uită la noi, se uită la tine, pentru că și pe el l-am îmbrăcat la un moment dat. Și zic, da, eu așa mă simt bine. Deci dacă mie bine, eu chiar nu mai țin cont cine ce părere are. Și de aceea am bătut apa în piu în tot ce am scris și am spus de nenumărate ori și voi mirese care mergeți la cununie spre altar, să știți că sunteți mai frumoase în portul nostru popular. Deci am îndemnat să poarte portul popular. Poartă mândră cârpă albă ca să-ți fie lumea dragă, ca să-ți fie lumea dragă, mândra mea. Poartă mândră cârpă albă ca să-ți fie lumea dragă, ca să-ți fie lumea dragă, mândra mea. Și sunt fir de busuioc, să ai în lume mult noroc, să-ți porce mândră noroc, măi mândra mea.
ce mărita, romanul ce mărita, măi mândra mea. Arată mândru și purta, romanul ce mărita, romanul ce mărita, măi mândra mea. Poartă cârpa înflorată și mai stai la mama fată și mai stai nemăritată, mândra mea. Fată mare, să mai pot veni pe vale, să mai pot trece pe vale, mândra mea. Mai stai mândră, fată mare, să mai pot trece pe vale, să mai pot veni pe vale, mândra mea. Că dacă e ce mărita, pe vale noi mai umbla, pe vale n-am și căuta, măi mândra mea. N-ar mai fi sare cu lună, dacă nu ni-s împreună, dacă nu ni-s împreună, mândra mea. N-ar mai fi sare cu lună, dacă nu ni-s împreună, dacă nu ni-s împreună, mândra mea. Și ni-s zori de dimineață, dacă nu ce țin în brață, dacă nu ce țin în brață, mândra mea. Și ni-s zori de dimineață, dacă nu ești la mine în brață, dacă nu ești la mine în brață, mândra mea. Ne povestiți așa frumos de portul popular. Cu siguranță ați observat tot respectul pentru cei care poartă astăzi costumul popular. Cum vedeți dumneavoastră ca artist, ca meșter popular, cum e rânduiala astăzi a celor care poartă costumul popular? Regretatul Aurelian Preda spunea la un moment dat într-un interviu pe care l-a luat marelui artist Traian Jurchelea, dacă nu mă înșel, l-a întrebat cum vede scena. Și a fost un răspuns de nota 10, zice, scena, locul unde te poți face de râs cel mai bine. Cum văd costumul popular pe anumite persoane? Acum, persoanele astea se pot cataloga în mai multe părți, pentru că sunt artiști consacrați care poartă portul popular, sunt artiști în devenire, sunt oamenii de rând care efectiv nu știu neapărat să-l poarte, dar sunt și interpreți de muzică populară care nu respectă în totalitate costumul popular. Deci aici pornesc de la întreaga ținută, din cap până în picioare. Sunt interpreți care nota 10 cu felicitări, ținută impecabilă, repertoriu impecabil, dar, din păcate, uneori anumite persoane mai lasă de dorit și atunci mă doare. N-am nimic cu nimeni. Doar că mă doare pentru că să te prezinți pe scenă la un spectacol unde te văd mii de ochi sau sute sau cât lume depinde de spectacol și Cătrința să nu-ți fie dreaptă sau Cipca de la Pole să fie întreruptă sau, mă rog, nu dau exemple. Sau dar să fie Cipca de la pat luată și pusă. Se mai întâmplă. Se întâmplă. Cert este că din totdeauna omul nu a crescut învățat. Este loc de mai bine să ne uităm în jurul nostru, să știu eu, să adaptăm oarecum încălțămintea pe care o poartă, coafiura, manicura până la urmă, că portul popular e de undeva de acolo, de la țară vine, unde nu cred că bunicile noastre, cele care purtau portul popular, se prezentau cu ceva neadecvat, ca să nu dau exemple. Sunt multe de spus. Nevoi, iar în urma lui urma carului, cu cap un pământ, un om năcăjit, un om năcăjit.
vrăjit. De drum își vedea și abia aștepta jugul să-i lea, să fugă în pădure de muști, de tăune, prin rugii de mure. De când carul împinge carul îl greoi și prinde nevoi, că s-a săturat de atât am jucat, pietul om striga, cea, cea priene, cea priene, cea. Iar prianel blând resteul a rupt și-ncotro a fugit și n-a mai ieșit, s-a făcut haitu. Bujorul aștepta cu mal de pârâu legat un resteu. Prian să mi-l cheme din amar de vreme, hai tu să mi-l facă prin desinși de creacă. Bietul om striga, n-o priene, n-a priene, n-a. Bietul om striga, n-a priene, n-a. Bietul om striga, n-a priene. Spuneți că v-ar fi plăcut să cântați, dar nimic nu este întâmplător în lumea aceasta, cum spuneați dumneavoastră, orice lucru are un destin. Așa că și noi ați avut un alt destin, să bucurați lumea altfel, prin poezie, prin creație populară și alte lucruri pe care le faceți dumneavoastră. Ce interpreți apreciați așa din muzica populară? Of, mulți, toți acei care cântă bine, care se prezintă bine și tinerii interpreți care pornesc la drum sunt de apreciat. N-o să dau nume neapărat, am și copilaș la care eu am creat cântece populare, am o fetiță de la Reghin, Maria Lazar, care a luat nenumărate premii întâi cu piesele create de mine. Iubesc și mari artiști, artiștii consacrați. Am avut o noroc, să spun așa, ca unii dintre artiștii de muzică populară să-mi citească poeziile și pe această cale permiteți-mi să mulțumesc maestrului Gheorghe Roșoga, care este un cititor de-al meu, sau doamnei Angelina Timiș-Lung din Maramureș, care mi-au trimis impresiile dumnealor și le-am cuprins în paginile cărților mele. Iubesc tot ce sună românesc, tot cânte, cu toți artiștii care se prezintă frumos. Deci eu nu pot să fac diferență. Iubesc în egală măsură pe toți acei care duc din tot sufletul cântecul popular mai departe și portul popular. Deci iubesc enorm pe toți, dar acei care din păcate mai au încă de muncit și la repertoriu și la ținută, eu zic că este loc pentru fiecare și omul cât trăiește tot învață și atunci un pic să ne uităm în jurul nostru, să ne punem un pic la rând
că atunci când urcăm pe scenă, cum am zis, să nu ne facem de minune. Cum spuneau ai noștri părinți, bunici, orice lucru are o rânduială. Păi așa și în acest domeniu trebuie să fie o rânduială ca omul să fie îmbrăcat de la opincă, papuc, până la năframă. Rămânem în zona bisiței și năsoduri, așa cum îmi place mie să spun, și dacă povesteați așa despre artiștii care se îmbracă frumos și sunt exemplu, țiplă, nu? Eu propun să ascultăm un interpret de acolo de unde veniți, ca zonă, din Bistrița, și apoi ne întoarcem la povestea păpușilor noastre. Cu mare drag, aici țin să o amintesc, dacă tot ați amintit, vă rog să-mi permiteți, de Bistrița, marea interpretă Cornelia Ardelean Archiudean, care mi-a fost alături la lansarea de carte, și domnul colonel Archiudean, dânsa este o veterană a portului popular din zona Bistriței și cu cinste a urcat pe marile scene ale țării și ale lumii. Dacă vrea lumea să vă viziteze, în primul rând vreau să vă întreb dacă vă găsește și unde vă găsește
Și dacă ar fi să mulțumiți pentru toată munca asta care o aveți dumneavoastră aici, în acest loc frumos, un loc de poveste, cui ar trebui să mulțumesc? În primul rând, mulțumesc conducerii primăriei Târgu Mureș pentru faptul că au venit și dumnealor cu o aripă în întâmpinarea mea și mă găzduiesc aici, în acest minunat spațiu din Bastionul Mic, din cetatea medievală din Târgu Mureș, doamnelor director ale cetății, doamna Florentina Varis și Zenovia Șagău. Mai este un domn tare de treabă și drag mie aici în cetate, pe care se ocupă de bunul mers al cetății, domnul Duțu Sărmășan, domnul Alexandru Sărmășan, care întâmplarea face să fie tot din Silivașul de Câmpie și este omul care mă ajută de fiecare dată când apelez la dânsul, știu eu că am nevoie de ceva sau datorită dumnealui, dacă ați observat, aleile cetății sunt atât de curate, munca în cetate merge ca pe roate când e dumnealui în cetate, toată lumea e la post, cum să zice. Mulțumesc familiei mele, copiilor mei, Vlad, Florin, la prietena băiatului cel mare lui Vlad, la soțul meu, în mod deosebit, pentru că el mă susține de fiecare dată. E îndrăgostit și el de păpușele. Ce zic copiii? Pentru că aveți băieți. Mamă, totuși, n-ai prea multe păbuși acolo? La început au avut oarece reținere, mai ales cel mare. Văzuse ceva film cu păpușelele și nu era neapărat pe placul lui, dar pe măsură ce a trecut timpul a înțeles că sunt fericită. Și faptul că mă îndeletnicesc cu ele e așa o liniște sufletească, o terapie pentru sufletul meu, iar cel mic, Florin, el e trup și suflet alături de mine. De fiecare dată închipuiți-vă că la o expoziție sunt zeci de cutii cu păpuși, sunt zeci de umerașe cu costumele populare, e o muncă până când le mutăm dintr-o parte în alta, deci e o muncă imensă. De multe ori sunt ore întregi de stat în picioare, de aranjat, de pus la punct și ei sunt cei care mă ajută. Mulțumesc și mamei mele de la Silivașul de Câmpie și fratelui meu, celor care au venit în întâmpinarea mea cu anumite obiecte care se află aici și care, știu, m-au ajutat să le scot la lumină, pentru că eu zic că toate aceste obiecte care efectiv m-au căutat, cum e patul cu perne, cum e canapeiul, mas, tot ce ține de o casă țărănească, sunt obiectele care au venit înspre mine, am făcut oarecum un front comun și așa am însuflețit aici. Cred că o parte din aceste obiecte sunt obiectele din copilăria dumneavoastră, din casa părintească, din casa bunicilor. Iată că le-ați dat viață și le-ați adus aici ca să facă cunoștință și alții cu locul copilăriei dumneavoastră. Și vreau să vă mai întreb dacă umblați pe unde vă găsesc, dacă umblați pe la expoziții, pe la târguri și așa mai departe. Da, o parte din obiecte fac parte din copilăria mea și o să vă spun o mică povestioară. În primele zile când am venit aici, efectiv, eram atât de obosită încât m-am descălțat. În momentul în care am umblat desculță pe preșuri, parcă m-am întors înapoi cu 40 și ceva de ani și eram copil mic la mama acasă. După această poveste am urmărit acei vizitatori care mi-au trecut pragul și îmi spuneau, vai, așa era la mămuca pat cu perne sau așa era la mamaie, cei care vin de prin sud, sau și noi aveam chindeie. Și... deci o emoție atât de faină. Deci după episodul cu preșurile m-am gândit, trebuie să creez emoție pozitivă, trebuie să creez o stare de bine pentru oamenii care vin aici și am reușit, pentru că din cele spuse de vizitator mi-am dat seama că să regăsesc și amintesc, am avut o fătucă care efectiv a plâns și nu înțelegeam de ce plânge și zice, exact așa era la bunica. Zice, nu, când am intrat aici, zice, aveam impresia că o caut pe ea cu privirea și nu o găsesc. Și... da, asta am încercat să creez și eu zic că în mare parte am reușit. Unde mă vor găsi? Deocamdată mă vor găsi aici, în cetate. Pentru că mi-e destul de greu să pornesc în alte părți. Am fost invitată chiar și la Bruxelles de ziua IE. Am fost invitată în Italia. Acum cineva m-a sunat din Italia dacă mă poate trece pe programul lor. Mi-e destul de greu, din cauza implanturilor de otoscleroză, să zbor. Mi-e greu și să mă pun la drum, pentru că păpușile sunt, chiar dacă aș duce o parte dintre ele, să duc și o parte din costume, de
prefer să rămân aici și dacă este îngăduit a cei care neapărat își doresc să intre în contact cu ele, să le vadă, probabil îmi vor trece pragul. Aici mă găsesc de dimineața până seara, de cele mai multe ori. Încerc atât timp cât am vizitatori să mă ocup de vizitatori, cât nu aici, unde am reușit să mă aduc o parte din atelierul de acasă, să-mi desfășor activitatea aici, să cos. Când am inspirație, scriu. Și fac în așa fel încât toată ziua să fiu preocupată de ceva, să mă ocup cu cusutul, cu scrisul, cu vizitatorii, ca atunci când vine seara să spun, da, sunt împăcat. Astăzi am cunoscut niște oameni speciali care, atunci când se vor întoarce din concediu, din excursiile lor pe care le fac aici, se vor duce cu zâmbetul pe buze și din când în când se vor gândi, măi, ce am văzut la Târgu Mureș? Am văzut ceva frumos și voi fi în mintea cuiva. Într-un mod plăcut, zic eu. Da, ploiță cu țurțurei mai. Acum vreau să vă întreb, care poezie vi se pare cea mai dragă din ce ați scris dumneavoastră? Dragi sunt toate. Am scris peste 400 de poezii, așa că vă închipuiți, dacă ar fi să aleg una, mi-ar fi destul de greu. Însă pentru astăzi am ales o poezie care, într-un fel sau altul, se potrivește cu primăvara care tocmai ne bate la ușă. Și se numește Este casa de vânzare. Înflorit au iar salcâmii la căsuța părăsită, se întrec în flori toți pomii, dar ograda-i necosită. Iar au înflorit bujorii, e uniți de primăvară, toți cireșii, dar și merii, însă nimeni nu-i pe afară. E pustiu de multă vreme la căsuța cu bujori, nimeni nu culege poame, nimeni nu mai strânge flori. Însă în mintea mea de grabă se stârnesc zeci de întrebări. Oare cine a cosit iarba în atâtea primăveri? Cu cât drag această casă o fi fost însuflețită? Câți copii au stat la masă? Cât de des a fost sfințită? O fi fost multă iubire în această casă oare? Ori fi râs de fericire sau au plâns de supărare? Cei ce au pus suflet în ea au plecat în lumea mare?
sau se află într-o stea așa cum casa-i de vânzare? Oare cine-i poartă gândul la căsuța părăsită? Cine-o fi lucrat pământul? De ce iarba nu-i cosită? Prin perdeaua ușor trasă se vede un ceas rămas. Oare de când stă pe masă? De cât timp nu este tras? Văd întind acasă-i locul lemnelor ce le-au crăpat. Oare cine aprindea focul deseori pe înserat? Cine era stâlpul în casă și aducea în vedre apa când punea cina pe masă? Oare cine aprindea lampa? Timpul parcă este mut, primăvara-i tumultoasă. Câtă vreme o fi trecut de când nimeni nu-i acasă? Stări și energii mă încearcă melancolice priviri. Însă dintr-o dată parcă mă cuprinzești de priviri care ar vrea să-mi dea de știre că în casa din răzoare au fost valuri de iubire, dar acum e de vânzare. Părinții smutați în stea, iar copiii în lumea lor nu se mai întorc la ea, chiar dacă le este dor. Însă, draga primăvară, an la rând tot reînvie, se întoarce iar și iară, chiar de casa e pustie. Și eu lui pe ciorca bărița noi, pe Valea și eu lui pe ciorca bărița noi, că e înalt și sprâncenat și dulce l-a sărutat. Hai la 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 la. Sebiș la ruștior și eu curge domol, de la Sebiș la ruștior și eu curge domol, de ruștior la și euț toată fata-i cu drăguț. Hai la 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 la. Din gledim până la monol, până la monor fetele-s pline de dor, îs frumoase îmbujorate cu cătrințele înflorate. Ai la 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 la. Și eu-i comuna mare, are sate floritoare. Și eu-i comuna mare, are sate floritoare, are fete și feciori ce joacă în sărbători. Hai la 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 la. Am eu bade dus departe, de-acolo-mi trimite carte. Am eu bade dus departe, de-acolo-mi trimite carte.